Respingerea plângerii pe prealabile formulată de Asociația Atitudine Civică Orizont European. Comisia Economică. Comisia Economică este de acord cu respingerea plângerii, având în vedere intervenirea comunitatea și consultura pe prealabile. Comisia Juridică. Cine este pentru? O întrebare. Vă rog. E taxă specială sau locală? Ce? Deci prezint și taxă? Taxă locală. Așa. Propus prea aprobare. Articolul 283 nu se încadrează în taxa locală în codul fiscal. Nu se încadrează. L-am aici codul fiscal, ultimul cod. Nu, vă să notați acolo, în procesul verbal. Da, da, notat. Deci conform articolul 283 nu se încadrează ca taxă locală. Da, o să luăm ca persoană fizică, cât că știți, să luăm. Deci propus prea aprobare... Dacă nu, bătesc contul. Propus prea aprobare. Ești la finanțe acum. Da, păi am finanțe. Da, nu știu cu primăria și un compartiment finanță? Mă da, știi cât dau eu pe luni impozit la stat? Dai, dai, dar cât primești? Cât primești ca persoană fizică? Dar muncesc. Ce muncești? Îi închiria clădirea și îl plătesc aia la alții. Mișcați bani așa. Și statul câștigă 2 miliarde pe lună de la mine. Da, bani voriși, ca cum să știi cum e globul. Îți dau la stat pe lună 2 milioane. Așa e. 2 miliarde, pardon, scuze. Da. Cine este pentru? Deci rețineți, conform a 283, să mă dăm întrebat, nu este taxă locală această taxă de cursurul. Propun spre aprobare hotărârea în forma prezentată. Cine este pentru? Respingere. Cine este împotrivă? Am o rugăminte la presă. Am o rugăminte la presă. Asta cu domnul, cum se cheamă? Dacă ai spus să nu mai votăm toată, ești de aici să zicem bani. E, nu mai, nu mai zic să știi. Ai rog, mă, tu? Să nu-mi spuneți, fii, nu mai adici. Adici că... Unii din părești nu au fost atent. Vreau să dăm un vot. Cine este testul? Cine este testul? Cine este împotrivă? Nu era rău, deși am descurut. Abține! Dar nici eu nu mă pricep să-ți dau bani. Deci, vă spun, dacă nu mai...